Salut! Astăzi o să facem o reparație sau o îmbunătățire, mai bine spus, la strungul nostru SN400. Respectiv, avem o problemă la acest cuplaj de sens. E bine, trebuie să avea protecția asta, dar vă arăt cum arată pentru cine n-am văzut. Practic, sunt trei role și acest cuplaj, practic, sub formă de stea, să o numim așa, sau un triunghi oarecum, pentru care trei puncte unde stau rolele. Și ce face acest cuplaj? Permite practic rotația într-un sens a axului și în sensul celălalt nu permite rotația. De ce ne trebuie acest lucru? Deoarece la acest strung, când se învârte în sensul acesta, practic este cuplajul, adică este avansul rapid, adică dacă apeși pe acest buton și ai avans rapid, acesta se învârte într-un anumit sens, dar acum am dat cureaua jos de la avansul rapid și deoarece mă pun să-l repar, bineînțeles, și în sensul celălalt, când stă blocat, se învârte cutia de avansuri. Bun, dar o să înțelegeți voi pe parcurs ce face acest lucru și la final o să vă arăt cum funcționează. Am postat pe grupul strungarilor pe Facebook o întrebare dacă are cineva de vânzare acest cuplaj. Bineînțeles, nu l-am găsit. Era normal, practic, să nu-l găsesc. Și toți m-au sugerat reparații cu care pe termen lung eu nu sunt de acord. Pe termen scurt funcționează. Odată trebuie să-l cureți foarte bine, să nu aibă ulei, ceea ce eu l-am curățat de nenumărate ori. Și funcționează o perioadă. După care am primit o fel de sugestii din astea semi-barbare, să suprafața să o ciocănești, mă rog, să faci cu o rugositate mai mare ca bile, rolele acestea să se înțepănească, să pui praf de polizor sau ceva, adică abraziv, ca să faci să se înțepănească rolele acelea. Și pe termen scurt, probabil că funcționează, dar pe termen lung nu cred că e o soluție viabilă. Bun. Ce o să facem noi? Practic, o să înlocuim acel cuplaj cu un cuplaj relativ modern. De exemplu, o să înlocuim cu acesta. Acesta este un rulment unisens sau cuplaj de sens sau am găsit sub tot felul de denumiri. Practic, într-un sens permite rotația și în celălalt sens se blochează. Practic, exact ce ne trebuie nouă aici. Bineînțeles, dimensiunile nu se potrivesc, dar nu e nicio problemă, că o să ne facem nouă, o să ne construim altă carcasă. Bun. Ca și forțe, nu știu dacă o să reziste acesta. Eu zic că rezistă, dar în cazul în care, nu știu, e prea slab în timp, adică după un an se defectează, sunt două variante. Ori îl înlocuiesc pe acesta, îl iau, merg la magazin, îl iau, vin și îl montez, ori o să fac un alt cuplaj mai mare. Dar eu zic că rezistă, deoarece sunt mult mai multe puncte de contact pe acest rulment. După cum se vede, are mult mai multe puncte de contact față de 3 puncte cât are acest cuplaj, chiar dacă rolele sunt mai late. Dacă mergem pe principiul filetului a unui șurub, deci pasul mărunt rezistă mai mult, da, ca și forță de smulgere sau forță de rupere decât la un filet cu pas mare. Deși este poate puțin contraintuitiv, dar așa este, pasul mărunt rezistă mai tare pentru că suprafața de contact este mult mai mare. De aceea aici sper ca suprafața de contact să fie mai mare și să reziste mai mult. Bun, hai să-i dăm drumul. Bun, cam așa arată cuplajul. Așa, în sensul acesta este blocat și în sensul invers. Așa, în sensul acesta este liber și în sensul acesta este blocat. Eu am mai desfăcut cuplajul ăsta odată și nu era complet, în sensul că lipsesc două pistonașe din astea și două arcuri. Când l-am desfăcut a lipsit doar un pistonaș și un arc, dar
Și-a luat zborul când l-am desfăcut și nu a mai găsit un pistonaj și un arc și l-a montat așa și bineînțeles a funcționat o perioadă, după cum am spus, după care nu a mai funcționat. Deci îmbunătățirea asta la rulmentul acesta nostru standard, eu zic că o să fie mai bun pe termen lung. Bun. Mi-am făcut rapid o schiță de mână. Cam așa trebuie să arate piesa. Rulmentul o să fie practic în poziția aceasta. Umărul acesta nu o să-i permită să intre mai înăuntru. Și o să vină șaiba care are pe post de apărătoare. Șaiba o să facem ulterior, o să-l facem aproape de cota de ax, deci aproape de 25, o să probabil un 26, o lăsăm un 0.5 pe rază. Și după care vine zegerul care îl ține rulmentul acesta în loc. Rulmentul acesta cu o cotă ușoară de alunecare, deci o să facem plus o sutime sau 0, deci se intre relativ ușor, nu o să-i facem o cotă de presare, deoarece oricum are pană și nu o să se poată învârti. Și aici o să fie o cotă, din nou o cotă cu plusul, o idee ca să ne intre pe arborile acela de 30. Cota asta trebuie să fie mai mare decât cota asta, pentru că noi o să mortezăm și o să facem practic aici un canal de pană care acum nu se află în desen și o să ne trebuiască o ieșire pentru pană, deci aici o să facem de 61 de mm, chiar dacă rulmentul este doar de 52 de mm. Și cam atât. Probabil înălțimea umărului acesta, nu știu, un 2-3 mm, care nu l-am notat încă acum. Diametru exterior 64 și o să rămână grosomodo aici un 2 mm. Este suficient de rezistent pentru ce trebuie să facă. Și bineînțeles canal de pană și aici care nu este în desen. Bun, să mergem la strung. Probabil pe 560 și o să facem rapid această piesă. Știi momentul acela când realizezi că ai lucrat jumate de oră degeaba? Uite, acum este una din acele momente. Cuplajul nostru care l-am făcut acum, practic este crăpat. Materialul este defect, nu este laminat bine și are o crăpătură. O să încerc să mai iau din el din diametru exterior încă, nu știu, un milimetru, să văd dacă trec de crăpătură, dar tare mică nu o să trec de crăpătură și o să trebuiască să facem altul. Parcă și aici pare să aibă o crăpătură. Deci este material, bară plină, cumpărată, nu... Dar nu știu de unde am materialul ăsta, deci îl am de mult timp, dar tot nu trebuia să fie crăpături în material. În total am mai luat 2 mm din diametru și nu s-a curățat complet, dar nu se mai, probabil că pe cameră nu o să reușiți să vedeți, dar aici este o linie, deci clar este o fisură sau un început de fisură. Culmea este că fisura aia ce părea mai mare, practic erau două fisuri, dar fisura aia ce era mai mare, aia a ieșit complet, deci aici nu se mai vede, era undeva în zona asta, nu se mai vede de fel, dar practic este oarecum o altă fisură, și asta s-a văzut, dar s-a văzut mult mai slab și am zis că iese din prelucrare, dar uite că nu a ieșit. Dacă făceam piesa asta pentru cineva, clar, era rebut. Dar așa încercăm să o salvăm, cel puțin pentru moment. O să-mi păstrez oarecum desenul și în cazul în care se defectează o să-mi fac rapid alta. Momentan o lăsăm așa pentru că vreau să văd că funcționează rulmentul ca și putere de decuplare pe sens invers. Adică să nu scape în cazul, să nu se defecteze rulmentul atunci când îi dăm sarcină mare. Bun. Continuăm cu a doua prindere și piesa asta imediat este gata, după care o mortezăm și o montăm sus. Bun, deci am scos axul afară. El aici intra într-o cotă de rulment, dar noi practic anulăm această cotă de rulment și o să strunjim să fie aici diametrul care ne trebuie nouă la rulmentul nostru unisens. Adică, în cazul nostru, este 25 de mm, practic este cota de aici. O să venim și cu ea până aici.
Inițial am crezut că totul este de 25 de mm și trebuie să-l încarc, pentru că cota asta este uzată. Deci ce intra în cuplajul nostru este uzat și dacă ne uităm, în loc de 27, e 26,5, nu știu dacă se vede că bate soarele. Adică cred că este uzat, n-am măsurat triunghiul acela, steaua aceea. Prindem în 560 și strunjim la 25 de mm până aici. Piesa asta este oarecum gata. Se potrivește. Și după ce strunjim asta, putem să trecem să-l asamblăm. Deci doar am scos bara încolo. Ca noroc am avut loc suficient în spatele strungului încât să pot să scot bara în spate. Strunjim aici și montăm totul la loc. Am prins bara în strung și facem să fie la 25 de mm. L-am central, bineînțeles, aici o să fugă bine. L-am scos cât mai mult posibil ca să fim siguri că pe porțiunea asta fuge bine, deoarece, bineînțeles, partea din spate are bătaie mare. Nu m-am chinuit să fac acolo bucșă, dar are bătaie doar pentru că nu este sprijinit. Deci nu fac probleme. Sau axul este cârn, ceea ce era cârn. Dar pe porțiunea asta, aici fuge în câteva sutini și este sprijinit în vârful de fabrică. Deci cred că este suficient de bun pentru cine trebuie. Deflecția s-ar putea doar că bara să se deformeze doar prin faptul că se rotește, adică să nu fie o problemă neapărat că are acolo o bătaie. Puteam să-i fac și acolo buxe de centrare, doar că nu ajuta mare lucru, deci dacă axul e cârn, cum ar veni, tot cârn ar fi fost și de aceea am zis că nu merită să pierd timpul să fac această bucșă. Am băgat doar o cârpă acolo să limiteze mișcarea, dar eu zic că este foarte bine așa cum. Bătaia asta din spate este doar din deflecția barei sub propria greutate, deci nu fac eu probleme. Dacă ne uităm, el stă aproape centrat pe arbore, bineînțeles lăsat în jos din propria greutate. Deci eu zic că a fost un succes. Acum să vedem cu pana asta ce facem, că noi avem altă dimensiune de pană și să vedem cum le combinăm și montăm sus și gata. Ca pană, nu o să putem folosi pana aceea Woodruff care a fost băgat în acest canal care e undeva pe aici, cred că fix în partea opusă, dar o să folosim un pana, o să băgăm efectiv în un canal din acesta existent și respectiv avem aici pana de 8 mm lățime. A trebuit să frezez din ea 2 mm. Acum este la înălțimea corectă pentru locașul acesta. Palpăm marginile și o să venim la ochi și o să dăm o gaură relativ pe centru, pe axa X, cum ar veni, pe axa Y. Bineînțeles, o să palpăm și o să găsim centru. Și o să dăm o gaură de Fi 3 și o să băgăm un știft elastic. Practic să țină pana pe loc, să nu poate pana să meargă nici încolo, nici încolo. În sus, bineînțeles, nu poate să iasă, că o să fie rulmentul unisens montat în poziția aceasta. Deci doar să nu meargă pana încolo sau să nu meargă pana în fața strungului, cum ar veni. Thank you.
4,7, ne face canal de 6, aia e 1,3. 1,3 împărți la 2, 6, 5 jumate. O să mergem 70 într-o parte, 7 în partea alaltă și teoretic o să avem o zecime joc, ceea ce e super ok pentru Valdepana. De obicei la canal de pană las cam o zecime, o zecime jumate joc pe canelura interioară, practic, pe interior. Și pe ax, ideal ar fi să fie fix. Dacă, nu știu, nu e făcut cumva la temă. Deși aici, după ce e gata, o să dau o gaură aici, o să băgăm pana și o să puntez aici cu sudură pana respectivă ca să rămână fix în acest cuplaj, ca să nu mai iasă afară cu ușurință, bineînțeles. Dacă cineva o să vrea să-l scoată afară, sau eu, dacă o să vreau să-l scot afară, o să pot să dau, nu știu, un burghiu mai mare peste sudură și o să iasă afară. Pana cealaltă o să facem la ochi să fie aproximativ în linie. O să torcem piesa invers și o să facem din partea cealaltă, că este mai ușor decât să ne chinim noi acolo în interior. Este 6 și o zecime, stați că aproape și o zecime, deci e suficient de ok. Acum întoarcem invers și facem partea cealaltă. În cazul acesta, în care am avut de făcut o piesă tot la cota aceea, adică tot la 6 mm, am început direct cu 0,7 încolo și 0,7 încoace. Practic am făcut-o din două treceri, nu am mai făcut-o din trei și este ok. Teoretic, piesa este gata de montaj. Bun, deci să vedem și ce am făcut. Avem aici noul cuplaj, este gata, are pană cum ne trebuie și în partea asta la altă. Avem zegherul, avem șaiba de protecție, avem rulmentul unisens și încercăm să le montăm, să vedem dacă iese ceva. Am văzut sensul în care trebuie să montăm rulmentul. Un ciocan de gumă. Aici e în regulă. Șaiba, zecă, tragem pe ax, să nu le uităm. Avem și pana asta
cu știftul elastic care să-l țină pe poziție. Batem pana aia pe ax. Bun. Punem rulmentul poziția corectă. Așa. Punem. Tot ansamblul în poziția corectă. Să fie intrat la loc. Șaiba. Așa. Surprinzător de bine, până acum a mers totul perfect. O să strâng șuruburile din spate, care ține chestia aia. Și după care o să vedem dacă și merge. A fost un succes, nu funcționează. Am montat rulmentul în sensul greșit. Acum trebuie să demontez din nou totul, să remontez cu rulmentul în poziția corectă și să vedem dacă funcționează. Bun. Deci lucrarea este gata. Hai să vedem și cum funcționează. Avem maneta de rapid. Cuplajul se mișcă un pic în față, în spate. Nu știu dacă reușiți să observați. Pentru că în partea din spate este o bucșă de bronz, cum ar veni, care ține axul acesta pe loc, care este puțin uzată, poate o să fac alta, dar nu acum, pentru că acum nu mai am timp, trebuie să lucrez cu strungul. Dar o să funcționeze și așa. Bun, deci până aici este în regulă. Funcționează rapidul. Bun, hai să dăm drumul și la strung. E avans de 0,34.
Și cam atât cu această lucrare. Se pare că a fost un succes. Eu zic că o să funcționeze foarte bine. Sper să nu avem acum alte surprize, să ne lase cu plajul de supra-sarcină, cum ar veni, să ne lase să luăm șpanul respectiv. Nu cred că îi sarcină așa mare pe strung. Oricum nu-i dau mai mult de 0-3-4 cât a fost aici în oțel, chiar foarte rar, sau nu știu dacă am dat vreodată avans mai mare la turație decentă, cum ar veni. În plastic am dat, da, și cu 0,6 mm pe rotație, dar în oțel nu. Plăcuțele astea movibile la piesele ce le fac eu de diametre nu foarte mari, nu prea le place, sau așa simt eu că nu prea le place peste 0,3 să le dai avans de lucru. La diametre mai mari, unde e rotația mult mai mică, adică turația mult mai mică, acolo le place, chiar dacă cumva viteza periferică este aceeași, dar cumva acolo le place, poate inerția este mai mare, dar așa am observat eu. Deci dacă merge cu 0,3 mm pe rotație, avansul este suficient pentru mine. Bun, avem acum cel nou, aici este cel vechi. O să mergem la masă să-l deschidem, totuși să vedeți și voi cum arată și atât cu lucrarea asta. Bun, deci am venit la masa frezei și scoatem cuplajul și încercăm să facem să nu sară în toate direcțiile. După cum am spus, are arcuri și... Bun, deci în interior este un rulment care teoretic ar fi trebuit să țină capătul de la ax. Aici vine pe cuplat pe cutia de viteze, cutia de avansuri, scuze. Aici avem acest triunghi, dacă vreți să-l numiți așa. Avem pistonașele astea, trebuie să fie 6 pistonașe care vin aici și înțin practic tot timpul cuplajul pe închis, mai mult sau mai puțin, și când dă să se rotească așa, deci așa, tinde să urce pe con și ar trebui să blocheze. Dar la mine nu mai blochează dintr-un motiv oarecare. Sunt convins că și faptul că îmi lipsesc două din astea este o problemă. Puteam să confecționez două din astea, dar îmi era frică că le confecționez degeaba, pentru că eu am avut probleme cu cuplajul acesta când avea și doar unul lipsă. Așa, dacă ne uităm la interiorul acesta, nu pare extrem de problematic. Are un pic de uzură aici unde au rulat rulmenți, rolele acestea, dar nu aș zice că nu funcționează. Am încercat ușor să achiziționez arcuri din acestea, dar nu am găsit. Și așa că nu m-am pierdut timpul să le confecționez. Am zis că mai bine facem un upgrade, adică punem un rulment standard și acum când o să am probleme pe viitor, este mult mai simplu să mă duc să cumpăr un rulment din acela, poate chiar îmi cumpăr unul să am în casă. Și numai, practic, scot un stift conic și un zegher și desfac și înlocuiesc cuplajul dacă pe viitor o să fie probleme. Sunt șanse mici să fie probleme, eu zic că o să țină mult și bine. Cuplajul de supra-sarcină decuplează relativ repede, cum îl simt eu la mână, față de cât de tare este rulmentul acela, zic eu. Acum totul o să vedem cum decurg lucrurile. Bun, o să-l montez la loc, o să-l pun într-o cutiuță spre depozitare și ne vedem cu alte proiecte. Salut!